Și Bianca Idrăgușanu pare să-i fie mai bine departe de partenerul ei. Roșcata a plecat din nou în vacanță peste hotare. Fără Victor însă, Bianca s-a relaxat împreună cu o prietenă și soțul acesteia la Roma. A vizitat și Fontana di Trevi, unde, potrivit legendei, dacă arunci o monedă, ți se îndeplinește o dorință. Nu știm încă ce dorință și-a pus Bianca, probabil să-și facă și soțul ei timp să meargă într-o vacanță alături de ea. Bianca a mai fost plecată în Dubai la începutul acestei luni, tot fără Victor.